dragele mele! Eu sunt Lady Divine. Uitați-vă la umbra mea, cum vorbește singură cu ea în fața unei camere de filmat. Acum vă arăt limba în cască, nu v-ați dat seama. Foarte needucată sunt că v-am arătat limba mea. Da! Astăzi vreau să vă vorbesc despre acest fond de ten și mai exact să vă spun primele mele impresii. Nu are rost să vă mai bat capul cu 1000 de introduceri pentru că deja ați citit... Nu trebuie să pun mâna acolo. Pentru că îmi va cădea camera. Pentru că ați citit deja... titlul? Nu? Nu l-ați citit? Eu cred că da. Da. Să trecem la primele impresii despre acest fond de ten. În primul rând, despre ce... nu pot să-l numesc un review, pentru că un review se face atunci când folosești un produs timp de, ce știu eu, o lună. Știi absolut totul despre el, știi toate chestiile negative, toate chestiile pozitive, știi totul despre el. Eu nu știu totul despre acest fond de ten, știu puține chestii și mi-am dat seama de puține chestii în perioada în care l-am folosit, și adică ultimele 3 zile, pentru că l-am folosit de 3 ori, da, cam așa, de 3 ori l-am folosit până acum. Despre ce vreau să vă vorbesc? Despre aceste 25 de ore miraculoase. 25 de ore, pe bune. 25 de ore, nici mai mult, nici mai puțin. Uf, Doamne, Dumnezeule! Și am mai spus-o încă o dată chestia asta, că mi-aș dori ca firmele de cosmetice să fie sincere cu noi, să nu ne mai ducă de urechi cu două de nas sau de urechi. Cum era vorba? De urechi sau de nas? În fine, să ne păcălească cu tot felul de prostii de genul acesta. Acum, ce să spun? Bineînțeles că dacă tu te dai cu fond de ten și stai ca o păpușă, așa, timp de 25 de ore, bineînțeles că va dura 25 de ore când stai într-un mediu neutru, nu tu umiditate, nu tu efort, nu tu nimic. Dar când ești, ce știu eu, ființă umană și mergi la muncă, mergi la școală, mergi peste tot, mergi prin oraș și te dai cu fond de ten, te mai pupi cu una alta, cu unul altul, bineînțeles că un fond de ten nu poate să reziste 25 de ore, plus că știți foarte bine ce v-am mai spus eu de 1000 de ori, un fond de ten nu se ține pe față mai mult de 8 ore, hai 10. Dar șmecherii de la Rimmel ce au spus? Au spus că pe anul trecut sau când o fi fost, au scos cei de la Maybelline 24 de ore. Fond de ten care durează Superstay 24 de ore. Noi hai să scoatem 25 de ore. Ce credeți că va cumpăra lumea? 25 de ore sau 24? Normal că 25, că doar noi ținem cu o oră în plus. Sunt foarte... Adică nu înțeleg cum poți să scrii pe un fond de ten că ține 25 de ore când nimeni nu ar trebui să țină pe față un machiaj timp de 25 de ore. Nu știu, ce faci? Petreci și te duci la petreceri timp de 25 de ore? Nici măcar nu pot să-mi imaginez cine ar purta un machiaj 25 de ore, pentru că nu este sănătos pentru piele, nu este sănătos pentru noi. Dar, trecând peste asta, am luat nuanța 103, care cred că este aproape cea mai deschisă. Nu sunt sigură, pentru că eu în Italia niciodată nu am găsit toată gama de culori la un fond de ten. Dacă un fond de ten are 20, eu găsesc aici numai 5. Așa a fost și cu acest Lasting Finish Foundation. Nu am găsit prea multe culori, deși sunt sigură că sunt mai multe. Ce să vă spun? Mi l-am luat mai deschis pentru că toate fondurile de ten pe care mi le-am cumpărat în ultima vreme, eu le-am luat
închise, pentru că mă gândeam, păi stai că vine vara și după aceea mi-am dat seama că am foarte multe funduri de ten închise și aproape, foarte puține, nu aproape niciunul, foarte puține deschise. M-am încurcat, mi-am pierdut ideile, sunt cam obosită și eu când sunt obosită mă pierd în sine mea. În fine, îmi place. Surpriză. Îmi place. Oh. 15 euro costă și mie place. Nu știu cum se face. Când mă gândesc că nici măcar nu vroiam să-l cumpăr, mint, de fapt, pentru că vroiam să-l cumpăr. Pentru că nu există produs cosmetic pe fața pământului pe care eu să nu vreau să-l cumpăr. Există produse pe care nu le pot cumpăra, dar nici de cum produse pe care să nu vreau să le cumpăr. Haideți să vorbim despre textura acestui fond de ten. În primul rând, când l-am deschis și l-am folosit pentru prima dată, m-au năpădit așa o mie de amintiri, pentru că miroase exact ca acel fond de ten de la Rimmel cu căpăcel roz și în ambalaj de plastic pe care eu îl foloseam cu foarte mulți ani în România și care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Nu știu dacă știți la care fond de ten mă refer, oricum îmi plăcuse foarte mult acel fond de ten de la Rimmel și este foarte interesant cam ce poate face un miros creierului nostru. Am trecut așa prin și numai amintiri frumoase și o senzație plăcută, pentru că într-adevăr îmi plăcuse fondul acela de ten. Și acesta miroase exact la fel. Pe unele dintre voi s-ar putea să vă deranjeze mirosul, pe mine nu mă deranjează. Și are o consistență lipicioasă. Este foarte gros, nu este foarte lichid ca alte fonduri de ten, este destul de lipicios și când îl pui pe față, are așa o senzație de, îți dă o senzație de lipicios. Ceea ce este foarte bine pentru un fond de ten care se vrea a fi long lasting, pentru că acesta absoarbe și un pic de talc și pudra se lipește mai bine de față și atunci, bineînțeles, că machiajul rezistă foarte, foarte mult. Ce am făcut eu? Eu când vreau să testez un fond de ten, îl aplic pe față, fără bază de machiaj, fără nimic. Fondul de ten și pielea mea, o cremă, nu pot să nu pun pe față, pentru că trebuie să-mi protejez pielea. Și a rezistat foarte mult. Eu acum îl am pe față, cât e ceasul? Aproape 6 seara. Și îl am pe față de azi dimineață, oricum. Nu știu exact ora. De azi dimineață. Bine că nu cred că puteți vedea ceva, pentru că eu am o lumină foarte bună și o cameră minunată care mi-ascunde absolut orice defect și mă face să par cu o piele perfectă. Oricum, se ține foarte mult, nu se ia pe cămașă. Deci nu se ia pe cămașă. Pe scurt, impropriu spus, pentru că deja am fost foarte lungă, îmi place acest fond de ten. Și sunt primele impresii și cam atât vă pot spune eu din primele folosiri. Dacă voi afla ceva rău despre acest fond de ten, vă voi spune imediat, dar deocamdată îmi place destul de mult. Uimitor! Ce pot să vă mai spun? Nimic!